S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Da? Oameni care sunt gata să vândă poporul lui Dumnezeu pentru câștig. Câștigul este Dumnezeul lor. Discutam ieri cu un frate și discutam despre problema asta a remunerația predicatorului, nu a păstorului. La păstor e foarte simplu. Ar trebui să se depun banii direct pe statul de plată în cont. Dar ar trebui să fie foarte, foarte simplu. La predicatorul ăsta itineranți, la trubaduri ăștia, da? Și ziceam, măi, dacă ăștia de la ANAF s-ar duce în sezonul de evangelizări și ar face percheziții când coboară ăștia de la Amvon, ar găsi la plicuri cu bani, ce asta nu e evaziune, e lucrarea Domnului. La păstor nu se taie factură. Nu? De ce? Pentru că oamenii aceștia au un singur Dumnezeu, bani. Biserica lor nu le dă suficient, nu neapărat suficient să trăiască, poate le dă suficient pentru poftele lor. E ok, mergem și facem misiune. Și iau de acolo, 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 și iau de acolo. Și el într-o lună de evangelizări face 2 salarii anuale, nedeclarate, neimpozitate. Da? E ok? Nu e ok. Nu e ok, dar eu sunt convins că vor fi 100 de păstori care o să zică, bă, frate, ce-i cu asta? Ce-i cu asta? De ce dacă ai auzit de un medic care vine de la cabinet cu plicul în jeb, cum o primi de la pacient, ai zice, uite ce țară trăim. Uite în ce țară trăim, totul e numai la plic. Dacă vine păstorul de la Amvon cu plicul, lucrarea Domnului, frate. Nu-i lucrarea Domnului.